A bună seara și până azi că dragă profanat, probleme de matematică, la de zero. Pentru acasă. Lasă a 8. Da. 44 de la pagina 91. 44. De la 91. De la 91. Se măsutele expresia. E de x egal cu. E. E de x egal cu. Mai lungă ce știți. 1 supra. X a doua plus x. X a doua plus x. Plus. 1 supra. X a doua plus 3x plus 1 ori 2. 1 ori 2. 1 ori 2, da. Ai 1 ori 2. 2, da. Da, da, vedeți 1 ori 2, că nu degeaba. Hai să vedem. 1 ori 2 plus 1 supra. X a doua plus 5x plus 2 ori 3 plus, și așa mai departe, plus 1 supra. X la a doua plus 4021x 4021x plus 2010 ori 2011. A. Determinat valorile x aparține lui el, pentru care expresia are sens. X și care sunt acelea pentru care există e de x. B. Aduceți expresia e de x la forma cea mai simplă. Simplificați. Simplificați. Și ce? Rezolvați ecuația 2011 supra e de x 2011 supra e de x egal cu x plus 2011. Vedeți ce au pus ei acolo, 1 ori 2? 2 ori 3? Da. Dacă, de exemplu, la 2 avem 4 cu un x pe lângă x plus 3, deci să dăm x din ăștia doi. X pe lângă x plus 3. 1 putem să știi ca fiind 2 minus 1. Și pentru? Adică 1 ori 2, 2 minus 1. Asta se pare interesant. Deci în loc de 1 de 22 minus 1 zicea. Urmă? 3 minus 2. 3 minus 2, da, pare fi interesant. Tot 1 zice. Tot 1. Și 2011 minus 2010. Pe totul. Corect. Am putea. Am putea face asta. Dar hai să zicem că am făcut-o. După care? Distribuim numitorul la numărător. Distribuim, așa cum spui. Dar, din păcate, nu sunt identice ca să se simplifice ceva. Cred că mai vrem să... E o observație bună asta. Deci e o observație foarte bună. Însă mai trebuie... Cumva visez ce bine ar fi dacă aș avea aici factori. Factori. Că eu știu o chestie. Eu știu așa, fie expresia e, care era 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4. Amintiți suma asta? Da. 1 supra, e în care plus 1, este exact ceea ce spuneai tu, dar s-a mai produs nu așa răspunsul asta. Cum să fac? Să schimb 3x așa încât să fie un fel de binom? Adică x pătrat plus 2x plus x? Să cânte. Miruna, hai să-l urmărim. Eu n-am urmărit și de aia, da? Deci tu ce spui să faci? Un binom din x pătrat plus 3x și să scriu ca pe 3x ca fiind 2x plus x. Băi, încerc de bani. Să iau deoparte, să muncesc un pic. Deci iau așa deoparte. X pătrat plus 3x plus 1 ori 2 egal cu x pătrat, ai zis tu, plus 2x plus x plus 1 ori 2. Și egal mai departe, muncesc. Și egal cu x plus
Hai, nu te grăbi. Hai că e bună ideea, nu asta e bună pe capul. Nu. Nu o să faci. Observ altceva. Altceva să observ. Asta e X plus 1 plus X plus 2 acolo. Așa va, da. Că x pătrat cu x da. Și vine x pătrat plus x plus echipa cealaltă, îți facem 2 factori. 2 pe lângă x plus 1. Nu? De la casă ori pe 2 pe lângă x plus 1. Egal mai departe cu x pe lângă x plus 1 plus 2 pe lângă x plus 1. Și egal cu x plus 1 pe lângă x plus 2. Și așa s-ar putea să fie totul peste tot așa. Că aici e 2 plus 3 suma. Gândiți și mai chiar asta era. 3 este 1 plus 2. 5 și 2 plus 3. 2 plus 3. Asta știi cum s-a scris deodată? X pătrat plus 5 X plus 2 ori 3. 3 X plus 2 X și... Nu, deodată, deci nu. Deodată, da. Păi dacă aici o dat x plus 1 lângă x plus 2... A, acolo e x plus 2 lângă x plus 3. Sigur că da. Deci, iată că x pătrat plus 5 x plus 2 ori 3, va da sigur x plus 2 lângă x plus 3. Dacă facem mulțirea, așa vine. Da. X pătrat plus 3 x plus 2 x, da. Și ultima înseamnă că va da? Ultima... Că da x plus 2010? Lângă 2011. Tot acel, da. Pentru că suma lor, 2010 plus 2011, da, a primit 21. Așa. Deci hai să scriem. Scriem asta, e de X egal. E de X egal cu. Este un prim pas. Da? Deci în fața ei ești, pe spate este agnes de ceva. Hai să plecăm cumva. Dar uitați, ați văzut, eu m-am legat de ce știam eu din urmă. Păi primul scrie ca x plus x plus 1. Da, sigur. Dar n-am pus iar condițiile, domnul profesor. Dar nu veni nici... X diferențe 0. Uite, trebuia cu asta să încep. Păi ne cer, exact. Ne cer, da, dacă ne-am apucat de... Este bine că am început așa, pentru că trebuie să așezăm într-o formă încât să ne atragă atenția. Deci, zicem 1 supra x pe lângă x plus 1. Și noi așezăm expresia și până vedem ce condiții pune. 1 supra x plus 1. Plus 1 supra cât? X plus 1 pe lângă X plus 2. Plus 1 supra X plus 2 pe lângă X plus 3. Plus 1 supra X plus 2 pe lângă X plus 2. Și acum, gata, îndreptăm cu toată furia, pentru că trebuie să... poate fi minus 1, minus 2... Deci nu poate fi 0. Nu poate fi de la, minus 1, de la 0 la minus 1 până la minus 2011. Invers, de la minus 2, 2011 până la 0. Să zicem, da? Da, până la 0. Deci X, X aparține lui Z. Deci poate fi orice mai mult. R. Lui Z. Lui el, ai de... X aparține lui Z. Minus mulțimea valorilor. Minus 2.000. Că vrem mai doar minus 2.000, dar putea să fie și la... Doar într-o mulțime nu are importanță ordinea elementelor. Da. Dar punem noi așa. Minus 2.011. Minus 2.010. Și tot așa. Și mai departe. Minus 1.0. Minus 1. Fii bine mai spus, ca să se înțeleagă în spate numele consecutive. Și 0. Minus 1.0. Deci, din el, putem pe acestea. Mm-hmm. Abia am răspuns la primul punct. Acum. Mai stau o dată câteva pe niște. Mai stau un pic de vorbă cu el, pentru că mi-am făcut foarte tare. În condițiile în care deodată vreau să pun, nu? Dacă m-aș fi gândit să pun condiții de existență, spuneam, nu mi-e tot referi zero, nu mi-e tot referi zero, dar nu știam ce. Exact. Aranjarea asta îmi spune că X-ul n-a nevoie să fie 0, minus 1. Vedeți? O mișcăm un pic ca să ne atragă atenția. Sigur că e cea de la început. Este aceeași expresie. N-am făcut nicio simplificare, n-am lucrat asupra ei. Deci ne-am luat o formă simplă. Am spus-o și data trecută că am grijă să pun condiții în expresie cea dată inițială. Acolo. Este asta inițială, dar este altfel scrisă. Bun.
Nu aveam nicio șansă să fac, dacă nu, aranjam așa. E, și ce da, am făcut primul punct. A, sunt chiar mândru de mine, că am găsit pe A. Și mai departe. Și acum, sintetizați. Eu zic să grupăm primul cu al doilea, al doilea cu al treilea, că... Cine știi cu stemme vor fi, domn profesor? Ai, cu termenii, pe... Trebuie să fii part, dacă vrea să... Păi 2012 termeni. Da, dacă vreau cu part de asta... Nu, nu-i bun. Nu mă... nu sunt, cum se poate, de potriva ta. Dar, scrie 2011 plus x minus x minus 2010 și la toate e așa și că... X plus 2011 minus x? Hai, mă, așa... Ca și cum ar fi un număr 2. Cum ar fi 2011 minus 2010? Ar face, nu? 1. Asta e soluția. Da? Cum ar fi aici 2 minus 1? Că există mai devreme. Adică paranteza da? X minus 2 X plus 2, scăzut asta. Corect. Uite, uite, are X plus 2, paranteza asta scăzut, X plus 1, face, corect, este X plus 2, așa, scăzut X și scăzut 1. Și X plus 2 se reduc. Și face 1. Deci în loc de 1, îți permise. Deci ăsta e minus 1. Asta e soluția. Ia să zic, de X va fi egal cu... Vedeți? Visul meu de a așeza într-un fel, după ce am văzut produs de aici, începe să prindă contur, contur, nu? Deci o să zic, e de X, e gama cu. Nu e aici că să zic. Viare. X plus 1 minus X. Corect. X plus 1 minus X. Totul supra X pe lângă X plus 1. Plus. Plus X plus 2. Pune într-o paranteză ca să înțeleagă. Minus X plus 1. Paranteză, X plus 1. Să înțeleagă plus prietenul. Supra X plus 1. X plus 2. Da. Plus. Plus X plus 2 minus 10. Supra X plus 2010. X plus 2010, pe lângă? Pe lângă X plus 2011. Egal cu? Oricum a distribuim. Asta e. X plus 1 totul supra X pe lângă X plus 1. Plus, minus, pardon, minus. Minus azi. X supra X pe lângă X plus 1 plus... X plus 2 supra X plus 1 pe lângă X plus 2 minus X plus 1 supra X plus 1 pe lângă X plus 2 plus puncte 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 plus X plus 2011 supra X plus 2010 pe lângă X plus 2011 minus x plus 2010 supra x plus 2010 pe lângă x plus 2011. Și acum x plus 1 cu x plus 1. Așa, x plus 1 cu x plus 1 se reduc. X plus 1 se simplifică. Se reduc așa. Minus 3 plus 3. Mai se reduc. Dar 3 pe 3. Simplifică. Deci se reduc aici, fac zero, și cuvintele care se folosim să fie în tot cu ceea ce facem. Se simplifică? Da, X plus 1 cu X plus 1. X cu X, da. X plus 1 cu X plus 1, da. X plus 1 cu X plus 1 iarăși, da. X plus 2011 cu X plus 2011, X plus 2010 plus 2010. Și așa rămână 1 pe X. 1 pe X. X minus 1 supra X plus 1. 1 supra X plus 1 la rămas. Ai 1 supra X plus 1 plus 1 supra X plus 1 plus puncte, puncte, puncte 1 supra X plus 1. Eu l-am văzut mai scris asta. Da, bun, ai văzut, bun, bun. Da, și plus puncte, puncte, asta este 1 supra
1 supra x plus 2010. Minus 1 supra x plus 2011. Și egal cu? Acum se reduc. E minus și cu plus. Da? Se reduc. Se continuă așa reducerea. Până la 1 minus x. Deci rămâne să s-a confus la început. Va rămâne prietenul său, că ei sunt în număr, că sunt cu plus și cu minus. Dacă mi-a rămas asta cu plus, rămâne la tasă și cu minus. Și 1 pe x. Ăsta s-a dus cu puncte pe aici. Și face 1 pe x. Minus 1 supra x plus 2011. Așa asta este valoarea expresului. E de x, este 1 pe x. Și nu am mai lucrat pe asta? Și lucrat. Hai să ducem aceeași unitoare. Deci face cât a plin. Aici am făcut. Cu 2011. X plus. X plus 2011. Așa, X plus 2011. Nu este X înmulțit, ca să zice așa. Deci X, asta e cu totul este de asta. X plus 2011 minus 1, adică 2010. Minus X aici. Deci trebuie să am făcut în partea asta cu X. Nu? Că numitorul comun este X pe lângă X plus 2011. Da, este, suntem valori diferite. Asta e 3 și asta e 7. Da? Nu este x ori, ca să zici... Ca aici am... Da? Nu am greșit. Deci cu x aici. Și atât cât devine, deci devine x. X plus 2011 minus x supra x pe lângă x plus 2011. Da. Și am plecat cu... X prin se. Cred. Da. Și o să fie 2011. Când n-a fi de la 200 acolo, e de x egal cu 100 acolo. A, așa, e de x egal cu 2011 supra x pe lângă x plus 2011. Supra x pe lângă x plus 2011. Deci am făcut. Hai să mai vedem încă o dată. Punctul a fost foarte tare. Ne-a ajutat și punctul 3 a fost frumos. Dacă acolo nu ne prindem că putem scrie așa, nu puteam că e greșit. Iată arată felul ăsta și acum avem de rezolvat ce? 2011 am 3 de x. Deci 2000, e punctul ce care înseamnă 2011 pe e de x supra e de x. Adică 2011. Adică 2011 supra x pe lângă x plus 2011. Egal cu... Unde e starea de la locul de ăsta? Da. Egal cu 2011. Cum se face? Cum se face? Ce? Tu. Păi... Îți dai 2011 pe 1 ori x pe lângă x plus 2011 supra 2011. Așa. Și se reducă 2011 cu 2011. Deci mulțim prima cu a doua inversată, da? Deci echivalentul a scrie 2011 pe 1 înmulțit cu x pe lângă x plus 2011, adică totul supra 2011, egal cu, egal cu x plus 2011, da? Și să simplifice, e egal 2011 cu 2011. Așa. Și ce rămâne? Rămâne x pe lângă x plus 2011, egal cu x plus 2011. Deci vine x pe lângă, scriem așa, x pe lângă x plus 2011 egal cu x plus 2011. Poate că decât dacă ăla e 1. Ce? Pentru că x e 1. Da. Și mai are variantă. Și am și cu minus? Cu minus 1, nu? Păi se că poate fi... Dacă nu e... Trebuie să așezăm altă. Să împărțim printr-un x. Plus 2011. Păi dacă împărțim printr-un x plus 2011, 2x egal cu 1. Aceea este prins. Și totuși, mai avem o soluție. 0 nu poate fi. Da, când zici că e numere naturale sau numere din Z, nu mă mulțumește.
unul este și mai este încă una. Nu vede? Să văd ce fie spus 2011 în partea cealaltă. Așa facem tot. Și echivalentul x pe lângă x plus 2011 minus x plus 2011 egal cu 0. Și ce da? Factor. Asta e. Da, factor. Scoatem un factor pe x plus 2011. X plus 2011. Totul pe lângă x minus 1 egal cu 0. A, minus 2. Cât ori, cât la mulți le face 0? 0. Pe lângă fiecare cu șansă să fie 0. Adică minus 2 minus 1. X egal. Deci, de aici rezultă că x 1 egal cu minus 2011 și cel de-al doar x egal cu 1. Și cu x egal cu minus 2011 îl putem lua și ne dăm la condiții de existență. Aici. Acum, deci eu m-am interesat dacă suntem atenți să rezolvă aceste ecuații. Cum x era diferit de 2011. Cum x diferit de minus 2011. Nu mai rău, rămâne unica soluție. Rezultă că x egal cu 1, unica soluție. Acum. Dacă voi îmi dădeați doar x egal cu 1, cum ați făcut o matante, eu vă depunctam. Pentru că nu știați să rezolvați o ecuație de tipul acesta. Adică ați simplificat și ați pierdut soluția. Deci, în clipa în care ați împărțit totul prin x plus 2011, ați pierdut varianta ca și x plus 2011 să fie 0. Adică x egal cu minus 0. Sigur că da. Deci, voi ați spus x egal cu 1, pentru că în demersul vostru ați înțeles egalitatea asta de aici. Dar, atenție, așa trebuie procedat. Scoatem un factor comun. Ne ies cele două variante. Cum asta? Nu poate. Este dovadă că ești partea de... Deci e rezolvată de asta. Anulezi, le scos varianta asta, pentru că nu. Nu există una din fracții. Și atunci x egal cu unul soluție. Pentru asta dădeam etaj maxim. Pentru cealaltă dădeam jumătate. Deci foarte interesant, într-adevăr. Jumătate, nu? Nu dădeam nici jumătate, știi de ce? Ca să-i prindă, mamă. Adică să vadă, sunt atenți, au analizat asta. Păi de ce, Miruna? Asta corelează. Și tu nu mai scădeai pe minus 2011. Deci două momente foarte importante. Și nu puteau să atace să zică că eu am văzut că nu poate fi minus 2011. Nu, pentru că nu ai trebuit dacă nu ai scris nimic de legătură cu asta. Dar la aia. Ai pus-o. Dar de ce noi v-am pus și varianta asta și mi-ai exclus că îți nu contea? Ah. Deci tu, practic, n-ai știut să rezolvi ecuația asta. N-ai știut să rezolvi. Deci așa trebuie de la tractat, da? Deci, ideea este simplu și tot funcționează. Nu se simplifică, notați, observați. Nu se simplifică... Nimic cu nu pune condiții de existență. Deci, atenție. Nu se simplifică o ecuație. Nu se simplifică o ecuație printr-o expresie care conține necunoscută. Că voi asta ați făcut acolo. Mi-ați simplificat prin x plus 2011. Și a rămas x egal cu 1. Da. Deci nu se simplifică o ecuație printr-o expresie care conține necunoscută. Da? Nu se simte cu expresii care trebuie consultat. Și de ce sunt cadrată? De ce pierdem soluția? Pierdem varianta aceea să fie zero. Da? Pierdem și varianta să fie zero. 47. De la 97. Da? 47. De la 91. Fie expresia e de x egală cu 4x plus 3 totul la 2. 4x plus 3 totul la 2. Plus 8x la a doua minus 50x 8x la a doua. A doua minus 50x 50 minus 42 minus 42 supra x minus 7. Nu mai are. Supra? X minus 7. Da. Și plus 1. Și plus 1. A. Simplificați fracția. Deci, explicăm aici.
Nu, nu, domnul profesor, simplificați fracția și o dă pe care. Nu o vrea pe toată. Simplificați fracția, 8x la a doua, minus 50x. Simplificați la minus, da. Fracția. 8x la a doua, 8x la a doua, minus 50x, da. Minus 42, da? X minus 7. Mai x minus 7. 42. 42, da. Nu mai vreau să o simplifice. B. Arătați că E de N... Nu mi s-o pregătă. Arătați că E de N este pătrat în fel. E de N egal cu 2. Da, pentru orice N mic aparține lui E mare. Oricare ar fi N. Și N mai mare egal decât 8. N mic mai mare egal decât 8. Mai mare egal, da. Da. Decât 8. Ce? Determinați cel mai mic număr natural X. Cel mai mic număr natural X. X. Pentru care E de X se divide la 100. Așa, că E de X se divide la 100. Și de calculat suma. S egal cu S de 0. S egal cu E de... F. F, da. Da, o să vă zic eu lui F. Așa. F de 0 plus F de 1 plus așa mai departe cu F de 100 unde F de X egal cu... Unde? F de X egal cu X plus 1 supra X plus 2 ori E de X. Nu, ori E de X jos. A, X plus 2, ori E de X. Cum o să fie? Deci vedem expresia aceea. Sfinx află în expresie o fracție. Da. Nu ne apucăm de lucru până când nu punem condiția de existență a fracției. Adică, iată că chiar dacă mă fac ea, deci există asta, fracția asta, dacă și numai dacă, X diferit de 7. Nu de 0, dar de 7. X-ul nu 7. Da, dacă a fost X, atunci X diferit de 0, dar X nu 7, X nu are voie 7, 7 nu 7, face 0. Deci asta este esențial. Acum, ce să facem, ce să facem? O luăm și o simplificăm, nu? Da. Deci, 8X pe 4. Minus 50x minus 42 totul supra x minus 7. Egal. Egal. Îl scriem pe 50x ca minus 8x minus 42. Pe 50x era? Da. De ce să zicem minus 8x minus 42? Nu știu, dar... și... 8, scoate pe 8x în factor, vine x minus 1. 42 acela se scoate pe 42. Deci o idee bună. Așadar, deci 8x pătrat minus 8x minus 42x minus 42 totul supra x minus 7 și îmi dă, după calcul aici, 8x pe lângă x minus 1 pe aia minus 42 x minus 1 x minus 1. Și egal cu x. X minus 1. E egal cu x plus 1. Deci, la x plus 1, am dat minus 1. Păi da, dar din am dat minus. Păi n-am dat pe minus în factor. Am dat minus. Supra x minus 7. Așa. Dar strică jocul. Și-a stricat jocul, da, mă. Că trebuie aici minus 1 foarte. Deci, e sigur minus 50, nu fi plus 50. Acum am deodată. Minus 50. Minus 50x e corect. Da. Și minus 42 Miruna, ai scos tu acolo, cu gândul bun al tău, dar nu face jocul, mă stric acolo. Deci trebuie și să mă desfacem. Și te-a luat tot cu ce simplificați. Nu. În momentul de față, renunț la ideea asta de scrierea 50 ca fiind... Că nu mă ajută. Nu mă ajută. Minus 8, minus 42. Găsesc altul. Că altă descompunere. Eu aș vrea X minus 7 să obțin sus.
ca să simplific. Deci visul este la x minus 7. Mi se pare interesant. Deci, atenție. Eu obțin putențe schimbare. Tot aici rămâne tot la 50, acolo, da. Aici trebuie să umblă. Dar visul mare este ca, după ce scoatem un factor comun, să apare x minus 7. Ca să simplific. Ca să pot simplifica. 48, 8 ori 6 ori 48. 6 ori 8, 48. 4 ori 8, 56, 7 ori 7. 42 ăsta ce înseamnă? 7 ori 6. 7 ori 6. A, 7 e deja. Aha. Dacă e 7, atunci eu aș visez. Ce bine ar fi să am 6x. Minus 6x. Dar nu-i bine. Trebuie să scoate un factor comun pe cine? X minus 7. Așa, atunci ar trebui să fie cu un plus. Deci 6x. Minus 56. 6x. Plus 6x minus 56. Plus 6x, minus 56, ca să fac minus 50. Dar eu, de unde am plecat? Dacă am plus 6x, scot pe 6 în factor, și vine în paranteze x minus 7. Dar care nu e bătaie. Culoi, bătaia mare. Nu? Mai rău încălat. Prima tentativă a fost acea la vedere. Da. Ne-am dus aici, ne-am rugat. Acum ne întoarcem. Stai o clipă. Ce vrem noi să facem? Vrem să facem simplificarea cu x minus 7. Cum 42 este 6 ori 7, atunci eu visez să am așa 6x minus 42. Pentru că aici scoate 6 în factor, pe lângă x minus 7. Și ce bine ar fi ca și în partea asta o să trăie tot un x minus 7. Ca să scot data viitoare în factor comun. Dar fiindcă am nevoie de plus 6x ca să mă asigur 6x minus 6 pe x minus 7. Atunci, atunci îți cadă un 6x. Și vine minus 56 plus 6. Minus 56 plus 6. Deci mă întorc și spun altceva fac. 8x pătrat. Minus 56x. Plus 6x. Plus 6x, adică să fac minus 50. Minus 42. Totul supra x minus 7. Și nou. Ce fac acum? Acum ce fac? Din ăștia 2 scot pe 8x chiar. Da. 8x pe lângă. X minus 7. Eu trebuie să mă apăr. X minus 7. Plus 6 pe lângă x minus 7, totul supra x minus 7. Mai altceva. Deci descompunerea asta este extraordinară. Sunt foarte fericit acum. Da? Și vine x minus 7 pe lângă 8x plus 6. 8x plus 6, totul supra x minus 7. Simplificăm. Am pus oare pățele cu pățele de 7. Și face egal mai departe cu 8x plus 6, care se mai așează 2 pe lângă, 4x minus plus 3. Nu, nu mă pot desfăți de x-ul ăsta, că nu mai analizez. Deci, autorul știți cum a ajuns la chestia asta? El a pus x minus 7 pe lângă 8x plus 6, l-a mulțit. Dar și pentru ei, ca să-și dea seama, domnul profesor, la ce simplificați? Deci trebuie să mă duc un... Da, mesajul ăsta este simplificat. Fă tu rost de x minus 7. Exact. Din stații dat. Fă tu rost. Exact. Dacă nu, spargeți capul acolo până când ghicești. El așa o și dat minus 5 de x ca să-mi iau minus 8 minus 42 cu 42, știi? Sigur, 3. Da. Deci, ești cel care... Poți să încerci și așa. X minus 7 pe lângă cine? Exact. Eu mă duce și așa. Măi, trebuie să fac x minus 7. Trebuie să fac. Și așa, deci x minus 7 pe lângă ax plus b supra x minus 7, așa trebuie. Așa îmi doresc. Să facă după mulțirea asta și ca să înmulțesc aici ax ori x, fac 8x pătrat, văd că au 8.
plăcea după ce m-am învățat de un profesor. Șmecherul. Ai expus B. Da, ai expus B? Nu știu. Dar deodată îmi dau seama că aude fi loc, când așa apare optic spătrat. Da. Aici apare. Și acum a apărut chestia. Și acum încep să zic optic spătrat. Și-o găsit plus BX. Da, plus BX, minus, minus 56X. Minus 56X. Deci am dat seama imediat. Plus? XX. Minus 56X. Și plus, minus 7, 7 de. Și de desubt pun, sau de deasupra, supra X minus 7, da? Și trebuie să fie exact asta de aici. Păi da, minus 5 de aici. 8X pătrat este neapărat 40 de 7 de. 4B egal cu, nu, 7B egal cu 42. Deci B egal cu 6. Și am făcut serviciu. Deci dacă nu mă prind, exact. Mi se pare asta mult mai rapid. Nu mai încerc și mă gândesc. Îți pare capul ca să văd ce să scoat, da. Nu știu ce, nu știu cum. Eu vreau să simt. Eu trebuie din deșteptă. O aștept așa. O aștept așa, X-ul în 7. Până ai spus B, nu știu. Nu știu. Dar la mulțire repede pe A l-am găsit. Da. Ați văzut că... Da, ce desfac și-l găsești pe B. Și l-am găsit pe B. Super. Super pe B. Da. Și nu mai muncesc sau să găsesc cum să descompun minus 50 X. Te s-a crescut enorm. Corect. Ia asta e mă așa. Mie trebuie X-ul de 7. Da. Sus. Nu discut. Pentru că invers artificiul de calcul ca să-l vezi acolo, îl vezi mai greu. Exact. Da? Da, așa. Așa, foarte repede. Și ei termina cu toți ceilalți colegi care lucrează acolo. Te-ai dus cu abiteză? Te-ai dus. De așa, 2-3 minute în plus. Corect. Până la 5 minute, până când tu faci... Ați văzut ce-am făcut, am scris așa, ne-am dus înapoi, dă-i și... Exact. Îi scână 7. Ne-am gândit. Și timp, te-au dus în 10 minute aproape. Ori așa, e treaba... Corect, a simplificat, înseamnă am părțit cu 5. Conumitorul, nu? Și atunci... Punem pe ăsta obligatoriu. Punem pe ăsta obligatoriu. Pe lângă AX plus B, au un rapid găsit din mulțirea AX, X pătrat, că acolo e... Corect. E liniște, rapid să găsești. Te obligă să-l găsești pe A. Și tot este rapid. Bun. Da, da. Să ia like și share, că ce-am făcut... Like și share, atât am făcut numai aici. Să vorbim, că a fost mai interesant. Și chestia asta este spectaculos. Adică... Intră-ți în rol. La momentul, când vezi ceva deosebit. Ești șocat de asta, domn profesor. Nu reacționez. Da, dar și noi suntem și noi surprinși de asta. Da, da? Da. De aceea spunem like și share și să se aboneze și să răspândească vestea. Să ducă, măi, cât de frumos. Să ducă și la prieteni. Merită să, cei care nu știu, merită să sune la vecinii lor pe care îi știu, dacă sunt aproape cei clasa 8-a sau sau la școală, când ajung, băi, tu știi ce fain, nu? Ce lecții grozave sunt acolo. Exact. Deci neapărat să fac, da? Așadar, ne întoarcem și spunem că am găsit pe E de X. A simplificat. Am simplificat fracția asta. Punct A l-am făcut. Da? Punct fracția da. Cum arată. Acum asta arătăm cu E de M pătrat perfect. Și arătați că punctul pe E. E de X. După E de X, văd cum arată. Că n-am făcut decât să simplific fracția asta. Haideți să vedem. E de X arată așa. 4X plus 3, totul la pătrat. Plus. Unde am ajuns noi? 2 pe lângă 4X plus 3. 2 pe lângă 4X plus 3. Plus? Plus 1. Plus 1. Și avem din pătrat perfect. Da. E de M. Păi este un X cu E. E 4X plus 3 plus 1 totul la pătrat. Deci egal mai departe, cu 4x plus 3 plus 1, tot la pătrat. Și la plis fie n-am mai un profesor de x. Așa, egal mai departe cu 4 să fie înseamnă 4x egal cu 4x plus 4, tot la pătrat. Apoi? Care înseamnă egal mai departe cu 4 pe lângă, putea lăsa și așa, să vede că pătrată ceva la a doua. Da. Dar poți să scoți și pe 4 un factor, 4 pe lângă X plus 1, totul la pătrat, care înseamnă, de fapt, 16 pe lângă X plus 1 la pătrat. Deci, E de X, E de I,
se așează ca fiind 16 ori n plus 1 la pătrat. Și de ce e mai mic, mai mare egal decât 8? Ia să vedem de ce e mai mare egal decât 8. Egal pătrat, efectul ar fi n aparținerului el mare. Cine spune asta? Asta se vede. De ce de la 1? Ne-am făcut de x egal 4x la plus 3 așa, plus 2 pe lângă... Cât o dat fracția aia? Da, da, da. Da? Te întrebai de ce pe fracția aia, da? E din omul. Și acum ce mai vrea? Și acum de ce pun condiția aia? El mai mare egal 9? El mai mare egal decât 8. Deci nu-l fi lăsat el 2, 3, 4, că el mai putea să facă pe lor ce numai natural. Da. De ce l-a pus mai mare egal decât 8? Numai natural vrea. Da. Pentru că x e diferit de 7. X nu poate să fie 7. Nu? Da. Și în expresie e de n, noi punem pe n 7. N 7. Și dacă punem pe 7, 7 minus 7 n-a ajuns. Nu. De la 8 în sus. De la 8 în sus, asta e povestea. Exact. Și cine zice de la toate numele mai puțin 7, ci zice de la... Dar natural îi zice. Da, 1, 2, 3, 4... Deci în sinus 10, fără n egal cu cât cu? Cu 1, 7. Cu 7, fără n egal 7. Deci să fie de unde e n, nu? De la 1 până la 6... Chiar și 0, nu? Chiar și 0. Că acolo dă numai negativ. Pentru că ar da negativ, nici cu 7. Păi dar și zice din n. Nu zice acolo. Uite, zice, n aparține lui n mare. N mic aparține lui n mare, zice. Da, mă. Dar ea pe drept întreabă. De ce nu lasă și el să fie 0, 1, 2, 3 și... Pentru că da, el nu e 7, treaba asta. Nu treaba asta. El e pozitiv. Dacă zic 1 minus 7, e minus 6. Bine, dar el e pozitiv, că e 1. Deci, rezultatul ar fi aici un număr negativ la anumitor. Da. Da. Însă, iată, dacă luăm pe 0, ar fost minus 42 pe minus 7, ca la împărțire aici face 6 ca valoare. Da. Acolo ar fi minus. Ar fi minus 2 pe lângă 4x plus 3. Dacă luăm... Minus 2 pe lângă? 4x plus 3. Dacă luăm pe n 1, cum zice ea. Nu, domn profesor? Nu, văd pe... E de n. E de 1 cât ar face aici. Deci, e de 1 face chestia asta. Păi, ar face minus 2, că dacă îi dă negativ, domn profesor... Deci, e... Dar de... mai fi plus 2 pe lângă. Aici. Deci aici e de n, da? Și aici ar fi, n-ar mai fi plus, ar fi minus. Dacă aici ar fi, ar da negativ. Nu? De ce? Că minus pe minus aici face plus. Păi de ce minus pe minus? Că tot de x a dat, nu profesor, a dat 2 pe lângă 4x plus 3. Bun. Și dacă ar fi negativ, ar da minus 2 pe lângă 4x plus 3. Dar ea zice pe drept. Că de ce n-aș lăsa nu e aici egal cu 1, cu 2, cu 3, cu 4? Aici x-ul ziceți. Da. X-ul care devine, care este înlocuit cu el. Cu el, da. Și singurul motiv pentru care noi suntem supărați a fost pentru 7. Da. Și autorul a luat-o de 8 încolo. Da. Și a întreabă acum pe drept, de ce n-am... Deci 1 și 2, am înțeles. 0, 1, 2 și 3 spunea... El e număr natural. Mai puțin 7. Mai puțin 7. Dar eu cred că nu poate să fie 0, 1, 2, 3 și... Să vedem. Deci pentru el egal cu 0, ce devine e de el atunci? E de el devine 16. Asta este lucrul de aici. Ori 1 face 16. Care se pătrea perfect. Pentru el egal cu 1 se întâmplă la fel. Deci e. Singurul motiv de supărare este că pe traseu noi am făcut o simplificare prin x minus 7 și nu are voie să fie 7. Da, x-ul nu are voie, sau el nu, dacă vrem. El nu are voie să fie 7. Eu gândesc că nu mai puteți face pătrat perfect dacă e minus acolo. De ce? De ce? Păi faceți-l, poftim, faceți-l pătrat perfect. De 4x plus 3 la 2, minus 2 pe lângă 4x. Dar de ce minus 2, mă? Păi dacă e minus, domn profesor, n-ar fi minus atunci. Pentru n egal cu 0. Dumneavoastră o lucrați, părerea mea, eu nu știu, zic și eu. Deci uitați, e de n, e de n, că nu l-am făcut. Ați făcut e de x, ar fi egal cu 4, 4n plus 3, 4, da. Da?
Și aici dacă n egal cu 1 sau 0, da? Aici ar veni, n-ar mai veni 2 pe lângă 4, ar veni minus 2. De ce minus? Păi dar dă negativ, nu? Nu dă? Dacă am lucrat-o înainte. Da. Eu zic că Miruna are perfectă dreptate și că singurul motiv de supărare a fost nu e egal cu 7. Doar cu 7. Am avut nevoie. Am luat ce a făcut autorul. Din cauza că n-a... E o slăbiciune a lui Miruna. Autorului. Și ca să nu mai bată capul, o zis el de la 8 încolo, mă, că 7 am avut greutăți cu 7. Și de la 8 încolo să fie ca să fie treaba bună. Da. Neavând niciun motiv, s-a așa cum se zicea la urmă. Sigur că da. Trebuia, e diferit de 7. Mulțumim naturale, mai puțin 7. Totdeauna e pătrat perfect. Da. Bună observația ta. Și asta înseamnă că, vedeți, purtând discuțiile atente, facem și corecturi asupra exercițiului. Corect. Deci singurul motiv de supărare era, nu e cam pe 7. Și cum el s-a dat la 8 acolo, e eliminat pe 7 de aia. Dar au pierdut valorile celelalte 0, 1, 2, 3 până la... Da, bine, el nici nu dă nicio explicație aici, doar îl aduce la forma asta. Nu, da, și o treabă, singura chestie exact. Este ca să asigure la 8 exact. Acolo și pe asta 8 acolo. 4 e plus 4, totul la 2, la B o scris pe care o treci. Da. Bun, acum la ce? La ce? Determinați. Cel mai din număr natural e x, așa încât... E de x se divide la 100. E de x cu cine este egal? E de x. Găsit de noi. Și aici pe lângă e în plus 1 la 2. E de x. Nu, la chestia acolo 2 pe lângă 4 x plus 3. Nu. Ăla e numai fracția. Așa, ai dreptate. Deci e de x este 16 pe lângă... E plus 1. Pentru că x, când x vrea să lăsăm... Pe lângă x plus 1 la 2. X plus 1 totul la 2. Da. Așa, 16, pentru că x plus 1 totul la 2. Așa, cât e de x să se divide la 100. Ce x să punem noi? Încât el, după înlocuire, să se divide la 100. Poate ne ajută mai mult dacă lăsăm forma în altă, 4x plus 4 totul la 2? 4x plus 4 totul la 2. Nu. Este aceeași chestie. Da. Deci cel mai mic x pe care să-l pun eu aici, ca în dată, ce rezultă aici se împarte la 100. Păi la 100 se împarte 10. 10 nu avem cum să-l punem. Nu. La, ca să împartă la 100 trebuie să fie un număr. Poate 200, 700. Cu 2 zerouri la sfârșit. Cu 2 zerouri la sfârșit. Deci trebuie să fie un număr. Sau trebuie să dăm cel mai mic, trebuie să fie 200. Și 100 ar putea să fie. Și 100. Cu 100 se împarte la 100. Da. 100, în 100 totdeauna am de 4 ori, în fiecare 10 am 2 ori 5, 2 ori 5. Da. Deci îmi trebuie 5 la 2. Da, deci x e 4. Deci x e 4. Deci în ceea ce înseamnă un număr care să aibă 2 zerouri la sfârșit, trebuie să înțeleg că ăsta se împarte la 100. Numai atunci când am 10 ani 2 ori 5, iar 10 asta 2 ori 5, dar 16 am de 2. Mie trebuia 5. 5 la a doua. Fiindcă la a doua, înseamnă că x e la 4. E cel mai mic. E cel mai mic. Sigur că un alt x poate să fie. Da. Care să mai dea un alt da. Multiplu. 16 ori 25? 16 ori 25 face mai mult de 100. Da. Da. E cel mai mic. Mai poate să fie un alt x? 9. 9 și cum face 10. 10 la 2, 100. Mai poate să fie 19. Deci, clar, dar nu cel mai mic x. Poate să fie poate cel mai mic x. Da, deci, cum redactăm asta? Cum redactăm asta? Deci ăsta se împarte la 100. Dacă și numai dacă e de x egală cu puncte, 0, 0.
Nu mai vreau să scriu mă mare. Da. Deci să divid la abstract și mai dacă așa. Cum e de x de văzut, este egal cu, a văzut mai înainte, 16 pe lângă x plus 1 la pătrat. Mai poate fi văzut aici ca fiind 4 ori 4 pe lângă x plus 1 la pătrat. E 4 ori 4, 16, e acolo? Și egal mai departe cu 4 ori 2 pe lângă x plus 1, tot la pătrat. 4 pe lângă 2 pe lângă x plus 1, tot la pătrat. Și egal cu, acum, numărul acela care am zis mai cu 0, 0, cu 2, 0, nu? Că așa trebuie să arate ca să se divide la 100. Și acum zicem, 2 ori cât se facă 10? Deci 2 ori 5, 2 ori 5, egal cu 10. Și 10 la pătrat, avem 2. Exact. 10 la pătrat, am 5, 2, 0. Și atunci, de aici trebuie să fie x plus 1 egal cu 5. De unde trebuie x egal cu 4. X egal, aparține mulțime, numărul 4. Apoi, am zis mai înainte, 9. Cred că și 14. Acum, 14. Da, 14, 19. 14, 19 și mai departe. Da, 14, 19 și mai departe. Dar fi că e de x minim. Vreau cel mai mic. Da, e de x. Min de e de x. Să vorbește min de e de x. Atunci rezultă că x-ul prim x care? Egal cu 4. Este egal cu 4. Se cere să determine cel mai mic x. E x, da. Nu e de x. Nu. Să-ți determine min de x. X. Min, cel mai mic, cel mai mic, la mai ales. X. X egal, deci cu 4. Foarte tare până aici. Și mai avem o sumă de calculare, să știi ce. Dacă o sumă. Mai vedem, parcă încă o dată, simt nevoia să mai trec revistă. Hai să vedem. Simplifica abstracția a fost foarte mare, nu? Și am învățat smecheria aceea care nu o să uităm niciodată. Nici eu, dar m-am gândit de fapt. Pentru dumneavoastră pe fața voastră. Știi de ce? Că v-am văzut pe voi în dificultate și am zis atunci. Ce alte idei să le dau acum? Ceva mult mai rapid. Și atunci, cum simplificăm? Cum avem nevoie de simplificare? Aceea ați văzut că de repede face ideea. Promis să o fac și eu totdeauna așa de acum, nu știu. Una să digeșiți, eu nu stau pe gândul, îl fac așa și... Dacă trebuie să simplificăm, e folosit de asta. Da. Apoi a fost, arătați că ideea mi-a spătat perfect. Am văzut acolo, după ce am văzut, am văzut că e spătat perfect, a fost puțin. Aici am slăbiciunea autorului. Slăbiciunea autorului, el, trebuie să spunem că e în diferite șapte, deci e natural, diferit de șapte. Deci, ce e, el a plecat de la 8 încolo, e problema lui. De tema cel mai mic număr a fost foarte interesant și asta. Da. Am gândit, ca să se împarcă la 100, trebuie să fie ultimele 20 ori, fiind pătrat perfect, chiar cât ne ajută. Înseamnă 10 la a doua, înseamnă că x 4 sau 2 pe lângă x plus 1, se facă un 10. Înseamnă că x egal cu 4, cea mai mică valoare. Și acum am venit ca poate o sumă să ne duce. Da. O să vă fiu copii aici, mai aici, ca să-l importam. Da. Ca să putem să... Așa. Este... Aici, dacă ești de un profesor de fx, că la unde este greșat? Fx egal cu x plus 1 supra x supra... X plus 1 supra? X plus 2. X plus 2. Ori e de x parte jos era. Nu, da. Ori e de x. Și atunci va fi egal cu x plus 1. Totul supra. Vorbim căldurea că la matematică se lucrează când cel mai nimic nu este picric. Că e rămâie. Așa sunt 5 e. Menținești lumea căldură, nu prea mai de rămâie. Deci, așa, x plus 2. Ori de x, așa, să-i rămâne de amază.
ori 16, ziceți pe pic. Care era elisul? Spuneți-mi un poate. Zine-i că la ea e 16 pe lângă? 16 pe lângă X plus 1 totul la 2. X plus 1 totul la 2, așa e, da? Da. X plus 1 cu pătratul și face 1 supra 16 pe lângă X plus 1 pe lângă X plus 2. Asta este f de X. Și ce avem de calculat suma? Calculat suma S egal cu f de 0 plus f de 1 plus f de 2 plus puncte plus f de 100. Care înseamnă egal mai departe? F de 0. F de 0, 1 supra 16 ori 1 ori 2. Ori 1 ori 2. Plus 1 supra 16 rămâne ori 2 ori 2. Plus 1 supra 16 pentru 3 ori 3 ori 4. Și plus puncte, puncte, plus 1 supra 16. 16 pe lângă, înmulțit cu, cât vine acolo, 99? 101 ori 102. 101 ori 102. Egal mai departe, scoate pe 1 pe 16 factor. Egal cu 1 pe 16 pe lângă. Să vedem, nu? 1 pe 16. 1 supra 1 ori 2. Hai să scriem 2 minus 1, nu? Că de la 2 nu s-a adică 1 pe 1 minus 1 pe 2, ca să fii și descompus. Plus 1 pe 2. Plus 1 pe 2 minus 1 pe 3, adică nu mai permite, mai se pierde timpul asta. Da, plus așa mai departe. Plus puncte, puncte și așa departe. 1 pe 101 minus 1 pe 102. Da. Care va face 1 pe 16 pe lângă 2, 1 minus 1 minus 1 pe 102. Care înseamnă 1 pe 16 ori 102 minus 1, 101 pe 102. Și n-am ce face. Lasă-mi calculul. Poți să lasă așa, de 101 supra 16 ori 102. Și asta este, asta e suma opțională. Nu vă penalizează nimic, că n-ați făcut în exact. Ați calculat. Da. Deci, vedeți, din nou, până Iisufu, și punctul de destul de interesant, dar n-a mai fost pentru noi o surpriză dacă am făcut ăla exact. Anterior, aici am prins foarte repede, știam suma asta, ce e de făcut la ea, exact. Tot oamenii se fac. De fapt, aici ne dăm seama. Deci 2 termeni consecutiv x plus 1 pe lângă x plus 2. Că dacă ei învârteau acolo, nu vorbim. Dacă făceau 16 ori 2, când înlocuiau la n de 0. Dacă ei învârteau 32. 32, când îndecoace da, 6 ori 32, 16 ori da. 6, se caută de aici. Se caută. Se caută, da. Întâi și întâi că 16 lasă așa pe 16. Se vezi că 2 termeni consecutive, acolo X plus 1, 3 X plus 2. Da. Tu folosești acolo, chestia. Acolo, oricul meu a fost de la un început, poate când am da. Sezizat asta. Că 1 pe 16 am știut, pozitiv peste tot. Da. Am știut că... Vrea exercițiul anterior. Și modelul exercițiul anterior, că a fost X plus 1 pe lângă X plus 2 plus... La numitorul X plus 2 pe lângă X plus 3, știți bine, nu? Da. Adică oricum 1 pe 16 la apărea la fiecare. Sigur. Și la aceea vom doi termeni consecutivi. Da. Dacă avem un acum, așa se stele, ca să vedem asta. Asta o de 3 stele și ne-au plăcut. Da, așa pe stele. Da, la pe stele, ne dau pe spate. Ne ies, ne ies stele verzi. Nu, nu. Păi, trebuie să avem întotdeauna... Nu crede de noi, da? Și până la momentul acela când te intri în luptă, trebuie să crezi în victoria ta, în reușita ta. Mă bucur de că încep să intri în exercițiu. Poți. Trebuie să înțelegi că poți. Dar nu, trebuie să fii conectat la mație și încă se lipsește ceva. Nu ne întrebă dar ceva nu clar. Nu mi-a ieșit lumea. Ba, nu ești o rușine. Nu se întâmplă oricărui om și nouă ni se întâmplă foarte des și profesorul se întâmplă. 49, de la pagina 92. 49 de la? 92. E de X egal cu. Trebuie să vedeți, este la 1. Am văzut o puncă.
3 supra 4 x plus 5. 3 supra 4 x plus 5. Minus 5 supra. Tot în paranteză. Da, da. Minus 5 supra. Supra 4 x minus 5. Plus. Plus. 2 x plus 3. Supra. 16 x a doua minus 25. Închide paranteza. Împărțit la. Pata asta împărțit la. Minus 6x minus 37 supra 16x a doua plus 40x plus 25 și plus 2. Și plus 2 așa. Da. Factorul cu acum deci vă rog să vede. Un pic. E 16x la doua. Am întrebări. A. A. Determinați valorile lui x pentru care expresia nu are valoare definită. Deci, condiții de existență. Da. X egal cu cine? Așa încât să existe, să existe, e de x. Da. B. Aduceți expresia la forma cea mai simplă, adică simplificați. Da, simplificați. C. Determinați valorile întregi ale lui x. Determinați din Z. X din Z. Pentru care E de X este număr natural. Așa încât E de X, X din natural. Număr natural. Și B. Rezolvați ecuația. E de X egal cu 8 minus 3 supra 4X minus 5. 4X minus 5. Acolo la primul... Ar vrea să întreb asta, ca temă o dată. Da. Încerc să fie tare. Acolo factorul comun e 16x la 2 minus 25. La paranteze, da? Da. Care e factorul comun? 16x la 2 minus 25, că e 4. Viitorul comun ai văzut. Viitorul comun, da. Da. Dar mai trebuie să punem condiții de existență. Așa cum este aici. Adică 4x plus 5 diferit de 0. Exact. 4x plus 5 diferit de 0. 4x minus 5 diferit de 0. Minus 5 diferit de 0. Aici fiindcă îți produsul ăsta două, așa aia sunt puse. Așa, așa, după aia minus 6x minus 37 diferit de 0. Foarte tare. Minus 37 diferit de 0, pentru că el vede împărțire. Împărțire, da. Și când trebuie să spun și numărătorul când îmi place. După 16x la 2 plus 40x la 2 plus 25. Adică cred că ai văzut aici că e binomul, cred că aici 4x plus 5. 4x plus 5. Diferit de 0, nu? E ceva la pătrat. Dar e pus sus. E pus de așa. Deci asta pică. Și așadar, x de care de cine aici? Minus 5 pe 4. Minus 5 pe 4, adică, nu? Da. X diferit, miruna, x diferit de 4 pe 5. De tot de 5 pe 4. 5 pe 4. De 5 pe 4, da. Atenție, am obosit. Da, 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 miruna, trebuie să fie atent. Și x, miruna diferit de? Minus x diferit de 4. 7 pe 6. Ce? 7 pe 6. 3 pe 6. 37 pe minus 6. Minus 37 pe 6. Minus 37 pe 6. Pare că, uite, mai spuneți să se găsească valorile pentru care există sau nu există? Determinat valorile există pentru care expresia nu are valoare definită. Nu are valoare definită. Adică pentru X aparține lui. X aparține lui. Nu, X aparține mulțimii acestor pe care l-am găsit. Că nu are valoare. Nu are valoare. Este exact ăsta. Ăsta. Dacă spune pentru care are valoare. Condiții de existență, adică? Da, în mod normal. Condiții de X aparține în afară de asta. Corect. Atenție. Nu mai are. Nu mai este. Nu mai este. Minus 5 pe 4. Da. 5 pe 4 și minus 37 pe 6. Minus 37 pe 6. Punctuare de valoare. Foarte important din mine. Se pare punctuare. Atenție formularea. Pentru care nu există, sau există și pentru care există. Nu există înseamnă cele diferite și cele care sunt, le arătăm cu degetul, le punem într-o mulțime și când există, din el scăte pe cealaltă.
Pronumitorul comun 16x la 2025. Corect. Muncim la significare, da? Da, da. Deci e de x. Miruna, el vorbește și tu, e gata. E de x egal. Dar el a terminat tot. Nu te mai departe. Hai, noi suntem mai lenți, Adi. Deci vine 3 supra, vorbește. 3 supra 4 x plus 5 minus 5 supra 4 x minus 5 plus 2 x plus 3 supra 16 x la 2 minus 25. Totul de împărțit cu minus 6x minus 6x minus 37 supra 6x minus 37 supra 16x la 2 plus... Deodată zici, Mati, 4x plus 5 totul la pătrat. Și dau mai departe. Plus 2, plus 2 în completare și până de la supra. Așa, și asta. Atunci o să avem egal cu 12 pe lângă 4x minus... 12 de unde? Amplific aici da. Cu cât de... Cu 4x minus 5. Așa, așa. Ai 12x? 12, da. Mulțești cu 3. 12x minus 15. Da? 3 ori 4, 12x minus 15. Minus 20x plus 4, minus 25. Foarte. Plus 2x plus 3, totul supra, 16x la 2. Punem 4x plus 5, că s-ar putea să ne închide folos. Pe lângă 4x, vezi? Trebuie să simți eghiștiu. Corect. Lasă așa cu factori, poți să se simplifice. Dacă să se simplifice. Exact. Ori 4x plus 5, totul la 2, supra... minus 6x minus 37 plus 2 și egal cu simplificat 4 profesor, dacă tot tocmai, tocmai, păstrat de aici cu 4x plus 5 medali ce de mare folos este ideea asta după aia 2x minus 20x minus 8x face cât? Minus 8x plus 2x minus 6x minus 6x, deci face să zicem mai departe, minus 6x minus 37 trebuie să facem? Da, așa am simțit, dar să vedem. Acolo tot minus 40 plus 3, exact, minus 37. Se simte aici, zona minus 37, totul supra. 4x minus 5. 4x minus 5. Autorul e drăguț. Ori. 4x plus 5.